Ai scris? 30? Da. Zero, trei. Luna a treia e luna? Bun. 03. 2022. Așa. Pui aici o literă Ț mare și Ț mic. Și? Scriu și? Nu, Julie. Mai, unul lângă altul, Julie. Lași un rând și încep de aici. Și zim cuvinte cu ț, da? Țară. Bun, hai să scriem, da? Cu litere mici toate, da? Ța, ță. Ța. R. Țară. Tragem săgeată și scrie în silabi, da? Silabi si, da? Ța. R. Și acum trag încă o săgeată și scriu cu litere mari? Nu, Julie. Ai scris țară. Julie, ți-am mai explicat. Linia asta vine aici în mijloc. Da? Cum să scrii țară? Ța, țară, ță, ța, țară, țară. Bun. Alt cuvânt. Nu, alt cuvânt. Hai, lăsăm un rând, da? Alt cuvânt. Chiar și din alea care le-am găsit. Surțure. Bun, hai să scriem. Nu-i găsit. Bine, hai să scriem, da? Sur, să ură, să ură, sur, sur, re, răie, răie. Deci, sur, sur, să ură, să ură. Sur, 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 re, re, e. Sur, sur, re. Yeah. Săgeată. Sur. Sur. Da. Șterge asta și te rog frumos să o pui și pe aia unde trebuie, da? Așa. Alt cuvânt cu ță.
Hai. Nu sunt bebeluși. Țap. Bun, hai să fim țap. Țap, țap, țap. Asociată. Țapă. Tu mergi cu mama. Țapă. Țap, țap. Așa, alt cuvânt, tocuță. E un avion. Hai, Julie. Mă gândesc. Nu trebuie să fii neapărat la început. Încerc să mă gândesc. Ok. Ok, nu mai știm. Stai, nu, nu. Da. Haide, încep de aici să formez propoziție cu cele trei cuvinte care le-am găsit, da? Avem prima dată țară. Hai să facem o propoziție cu cuvântul țară. Mai întâi o zici, da? Țara este mare. Țară. Ea stă în țară. Ea are o casă în țară. Dacă o să zici la... Nu. Ea are o casă la țară. Bun. Hai să stăm frumos să scriem, da? Ușor, da? Ea, 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 ea. Ea, 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 ea. Ea, ea, ea. Ea, Julie. Ea, ea. Gata, Julie, nu te mai prosti. Hai. A, re, are, o, o mai distanțat. O, să casă la lua se înțelege distanța. Da. Hai, Julia. Următoarea propoziție. Hai, țurțure, da? Uite aici, da? În peștere, în peștere sunt... În peștere... Țurțure. Țurțure. Nu schimba forma. Pe balcon sunt țurțuri. Nu, Giulie. Țurțure. Și dacă e țurțure, sunt mai mulți sau e unul singur? Mai mulți. Țurțure. Cum să zici la mai mulți? Țurțuri.
Și da, noi avem țurțure. Țurțure. Cât sunt? Unu sau mai mulți? Unu. Păi și cum putem face? Am pe balcon un țurțure. Bun! Hai să scriem. Literele mai frumos și nu mai depăși liniamentul, da? Bine. Dar tu ai zis, am un țurțure pe balcon, te rog frumos, ceea ce zici, am, să scrii, Julie. Un țurțure pe băie. Te rog frumos, ceea ce zici, să scrii, da? Noi de asta zicem propoziția înainte ca să nu, ca să știm ce scriem. Hai, mai departe, următoarea propoziție, da? Sap. În grădina zoologică vedem sapi? Da, de ce nu? Dar unde mai poți vedea sapi? La fermier. Așa. Fermierul are un sap. Ok. Că sap sunt mai mulți. Da. Sap e unul. Fermierul. Hai, hai departe. Are
țăra. Așa, uite, greșel, da? Ea are o casă la țară. Ai uitat să pui virgulița, ai scris tară. Am un țurțure pe balcon. Foarte bună propoziția, așa ai pus și punct și litere mari la început. Fermie U, da? Fermierul, tu ai scris fermierol, fermierol. Da? Îi ud aici, da? Fermierul are un țap, e foarte bine, da? În rest e foarte bine.